Claus Iohannis, ca primar al Sibiului, a demonstrat că se poate să iei un oraș prăfuit și în 14 ani de mandat să-l transformi într-un oraș strălucitor, cu locuri de muncă, cu investitori, într-o emblemă a Europei și a României. Acest lucru este văzut și susținut de milioane de turiști români sau străini care au văzut Sibiul. Această prosperitate și încredere pe care Klaus Iohannis le-a oferit Sibiului pot fi multiplicate și la nivelul țării. Și cred că fiecare dintre noi avem această datorie, să multiplicăm oaza de bunăstare și în județul Sibiu și în România, pentru că suntem cu toții români, vrem să fim mândri că suntem români și această mândrie să ne vină și din prosperitatea pe care o avem în țara noastră, și atunci trebuie să strângem rândurile, să-i convingem și pe cei care nu înțeleg lucrul acesta și, într-adevăr, să alegem un președinte care să ne reprezinte și să poată să ducă România într-o direcție sănătoasă, într-o direcție în care să conteze lucrurile serioase. De la valorile moralei, decenței, respectului, până la proiectele cu impact direct asupra celor mulți. Din păcate, politica ultimilor ani a fost făcută pentru puțini, pentru cei din jurul decidenților care s-au îmbogățit, care au făcut contracte cu statul, care s-au racordat la sursa de bani publici în detrimentul interesului public. Klaus Iohannis a servit interesul public și ca dascăl și ca primar al Sibiului. Și cred că va face lucrul acesta și la nivelul întregii țări. Și în plus față de asta, gândiți-vă bine că Victor Ponta a stat 2 ani și jumătate la Palatul Victoria. În acești 2 ani și jumătate ar fi putut să dea României niște rezultate concrete, palpabile și care, dincolo de cifre, să se regăsească în buzunarul cetățenilor, în bunăstarea lor de zi cu zi. Acciza, în plus, la combustibil, echivalează pentru un plin la o mașină cu 74 de franzele. Câți români din țara aceasta își permit ca pentru un plin de mașină să arunce pe geam 74 de pâini? Eu cred că sunt puțini aceia și cred că la asta ar trebui să se gândească. La faptul că, dincolo de ce aud la televizor, la promisiuni și cântece de sirenă, viața lor rămâne cu cei din jurul lor, cu taxele pe care le au de plătit și cu ceea ce au depus pe masă și cu serviciile pe care le primesc, educație, sănătate, justiție. Eu cred că motivul cel mare care îi împinge în luptă pe cei de la PSD este controlul pe justiție, pentru că sunt prea mulți care stau la coadă și așteaptă pe lângă Victor Ponta să dea legea grațierii și amnistiei, să pună mâna pe justiție astfel încât să fie protejați și să aibă un statut superior față de simplul cetățean. Gândiți-vă cât sunt în Parlament. Cât sunt în Parlament care ar fi trebuit unii să fie arestați, alții urmăriți penal și sunt protejați de majoritatea din Parlament format acum din PSD și aliații lor. Aceia sunt și ei români și ar trebui să fie egali în fața legii cu toți cei care ne urmăresc. Ceilalți, da. Și apropo de asta, eu nu cred că, dacă ferească Dumnezeu, va ieși Victor Ponta președinte, marți va fi respinsă în Parlament legea amnistiei și grațierii. Eu cred că ăsta este prețul suprem pe care va trebui să-l plătească Victor Ponta tuturor celor care l-au împins și în fruntea PSD și ca prim-ministru și ca președinte al României. Să dea legea amnistiei și grațierii și să îi elibereze, să-i spele la față pe cei care au furat și au făcut bani pentru PSD.